40% dintre români ar putea să rămână fără gaze la iarnă, ceea ce înseamnă fără încălzire. Ne explică Adrian Negrescu. Sunt fel de fel de informații, mă rog, venite, cât livrează Rusia, cât nu livrează Rusia. Pe de altă parte, noi avem propriile noastre resurse pe care nu mi-e clar cum le folosim. Și am ajuns în această situație, da? 40% dintre oameni s-ar putea să n-aibă căldură la iarnă. Da, bună ziua. Da, pentru că, din păcate, gazele magazinate în depozitele din România sunt undeva la nivel de 58% necesar. Condițiile în care anul trecut pe vremea asta erau la 90%. Ce e interesant în acest moment este faptul că noi raportăm prețul gazelor la bursa de la Viena, în condițiile în care noi 80% din gaze le producem local aici în România. Deci, în loc să stabilim un preț pentru noi, pentru România, care să ne avantajeze pe noi, pe consumatori, pe companii, noi ne ducem și ne raportăm la bursa de la Viena, unde într-adevăr există un joc și foarte multe interese, inclusiv ale Gazpromului, pentru creșterea prețurilor. Deci noi ne raportăm la prețul cel mai mare, ceea ce este o mare prostie din punctul meu de vedere. Ar trebui să mergem pe bursa de mărfuri de la București, să facem un preț pentru România, atât pe gaze și energie. Și sper că în discuția pe care președintele o are cu șeful Enel să ajungem la această discuție. Pe de altă parte, mai e o altă chestie care e foarte interesantă. Piața la noi nu e suficient reglementată, piața energiei, în așa fel încât băieții deștepți, cei care cumpără ieftin energie și o vând scump, e practic se distrează în această perioadă, fac bani de nou aer, nici vă puteți imagina ce profituri există pe piață în momentul de față, pentru că nu există o reglementare așa cum trebuie. Sunt firme de apartament care tranzacționează energie și pe care noi o plătim. Noi o plătim la tarife cu 200% mai mari. Bun, dar mă uitam să știi la ce face Spania, care a anunțat deja că taie din profiturile companiilor de energie, că taxa pe care o plătesc cei care sunt abonați cade de la 5,1% la 0,5%. Sunt măsuri, da? Da, pe care putem să le facem exact. Și noi. Pe de-o parte, o primă măsură. Hai să ne raportăm la bursa de la Viena și hai să încercăm să facem un preț pentru România al energiei din producția internă. Doi, hai să reducem tarifele de transport și distribuție ale companiilor care activează în România, pentru că sunt foarte mari raportat la ce se întâmplă afară. Trei, hai să monitorizăm și să plafonăm prețurile la un nivel suportabil, măcar pentru 3-6 luni, în așa fel încât să putem să trecem cu bine pe această iarnă. Și 4, să ne asigurăm că avem suficientă energie înmagazinată pentru lunile de iarnă care vin. Pentru că în acest moment vedeam un raport foarte interesant lansat chiar astăzi de către domnul Chisăliță. Arată că în momentul de față noi nu avem suficiente gaze pentru a asigura trecerea pe această iarnă. Și cu gazele noi producem și energie termică, producem și în industria chimică, producem foarte multe lucruri care ne pot afecta din punct de vedere economic și riscăm o situație cum nu s-a mai întâmplat în ultimii 30 de ani în România. Mulțumesc foarte mult pentru comentariu, Adrian Negrescu.